Da, sunt multe întrebări, sunt multe întrebări fără care își așteaptă încă răspunsuri. Eu sunt, trebuie să recunosc aici, domnule Ciobe, un pic circumspect, nu sceptic, circumspect e cuvântul mai potrivit în legătură cu acest scenariu pe care l-ați prezentat dumneavoastră, acestei rețele cu cerc interior, cu largă răspândire în țară, într-un motiv foarte simplu. Dumneavoastră, de fapt, fără să fi intenționat, fără îndoială acest lucru, ați dat curs exact planului de anchetă pe care l-a dat securitatea în cazul rugului aprins. Mm-hmm. Pentru că asta o să vă arăt planurile de anchetă. Asta își doream ei să arate la anchetă, că este vorba de o, este vorba de o mega organizație. Mergeți pe confuzie și eu în drum greșit. Nu, dar vă spun, cercul de inițiere. Dar ați folosit acea formulă pe care am... Dumneavoastră acum vreau să tălmăciți niște lucruri. O secundă. Ați folosit acel termen de rețea de întâlniri și schimburi, care era exact scenariul securității, vrând să dovedească că este vorba de un mega complot foarte bine organizat. Ori, în opinia mea, rugul aprins a fost mai degrabă ca un strigăt de ajutor față de Dumnezeu, pentru mai întâi pentru o salvare personală, pentru că rugăciunea inimii este cât se poate de personală, și apoi, prin relația între inițiații, în relații de prietenie, de familie, de colectivitate inițiatică sau nu, de salvare colectivă. Trebuie să privim, cred eu, întotdeauna foarte în context cele întâmplate. Am cunoscut și eu, bineînțeles, pe Părintele Scriba, am avut foarte multe întâlniri cu el, am avut chiar plăcerea să văd la NEC, unde se păstrează arhiva Părintele Scriba, că există un mic fond care îmi poartă numele. Probabil că l-am ajutat destul de serios în documentarea cărții sale. Nu este o obiecție ceea ce vă fac. Este vorba doar de o constatare privind acest joc în care riscăm adesea să cădem dând crezare documentelor de arhivă fără a le contextualiza, fără a le privi în spiritul timpului în care acele documente s-au născut. Pentru că și rugul aprins s-a născut, cum să spun, noi îi spunem astfel, securitatea i-a spus în câteva rânduri astfel, nu apare foarte des în anchetele securității acest termen, rugul aprins, dar ei înșiși și nici securiștii nu prea spuneau astfel. Deci noi riscăm, deja din ultimii ani am văzut acest lucru, să exagerăm foarte mult această latură. Ce am spus? Poftiți? Dezvoltați un lucru pe lângă mesajul meu, dar absolut nu. Eu, nu, acum era propriul meu discurs, nu pornim de la ceea ce ați afirmat dumneavoastră. Văd că v-ați supărat foarte tare, nu cred că e cazul. E... ceea ce vă spun pornește strict de la documentele securității pe care le-am analizat și răsanalizat în ani de zile, privind rugul aprins. Nu cred că trebuie să exagerăm foarte mult în construcții și să hiperbolizăm realități. În fond, avem de-a face cu oameni care treceau prin împrejurări foarte grele. Erau supuși unor presiuni extraordinare pentru a supraviețui în viața lor. În acest context găseau diferite căi. Nu cred că a fost vorba de un plan care s-a desfășurat pe etape, ci a fost vorba mai curând de faptul că Pronia a făcut ca pe baza unor afinități și pe baza unor cunoștințe comune
ei să se adune, pentru că parcă era mai ușor să treci la oaltă prin acele împrejurări, nu de unul singur, și acest mic spirit de solidaritate în credință care se născuse între ei a fost tocmai speculat de Securitate pentru a da aparențele unui complot bine organizat împotriva statului, care avea să ducă la decretul din 1959 de desfințare a mănăstirilor, tocmai sub acest pretext că viața monahală în sine, pornind de la asemenea acțiuni radicale precum cea supranumită Rugul Aprins, subminează sistemul comunist din România. Este punctul meu de vedere, nu trebuie să... Aici tocmai de aia ne aflăm, să dezbatem, să avem puncte de vedere diferite și nu unificatoare, fiecare putând să aleagă ce crede el de cuvință și din punct de vedere rațional că ar fi mai aproape de adevăr. Adevărul nu o să-l aflăm niciodată. Îi dau acum cuvântul domnului dr. Ionuț Chircalan de la Universitatea Ovidius din Constanța, care ne va vorbi despre Părintele Dumitru Stăniloae și rugăciunea ca artă a rezistenței duhovnicești.